There we go. Salutare, prieteni pescari, și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi mă voi afla la o partidă de pescuit la păstră pe un baraj de acumulare. Un baraj care dă roade. Să vedem ce va ieși astăzi. Sunt împreună cu un prieten în căutarea păstrului de lac. Hai să nu stăm mult de vorbă și să trec la acțiune. La prima oră, pe el! Suntem pe teritoriul lui Mădălin aici. A? Păi dar nu știi că el a zis că păstrăvul stă mătase? Îl sunăm mai târziu. Mădăline, i-ai prins pe toți, băi. I-a adunat Mădălin pe toți. Pibiuri. Eu nici pe alea de măsura aia de restaurant n-o prind. Parcă ar da tot după păstrăv de băiatul ăla. Hai cu pibiu. Uite, bă, sunt numai peștișori de ăștia mici pe aici. Cred că am agățat-o și eu. Hai că a scăpat. Am avut noroc.
Vai de capul meu! Băi, Adrian! Adrian! Uite așa, frate, bucăți! Mamă, ce mare erau! Doi erau. Indigeni erau amândoi. Nu am eu noroc de ăștia. Ca și un rezumat al ultimilor 3 ore, foarte greu. Nu sunt în zona aici. Se văd muscărind în jumătatea barajului. Nu pe la mal. Acum am dat puțin pe la mal, am văzut doi foarte mari. A trecut lingura exact printre ei. S-a uitat la ea și dus a fost. Asta este, mai încercăm. E clară treaba. Atât cu monstru acum la... A pozat. A mai crescut apa? Mi se pare că a mai crescut apa. Bă, uite. Nu mai pot să stau acolo. Ok, prieteni, cam atât pe ziua de astăzi. Nu am reușit mare lucru decât am prins în cadrul acestei imagini superbe. Ne-am bucurat de ieșire și cam atât. Nu a prins nimeni. Au mai fost câțiva pescari. Nu mai este așa cum s-a prins aici în zona. Dar vom mai reveni. Până data viitoare, vă doresc fire întinse și sănătate.